În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Ați văzut, ieri am fost în atmosfera Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Astăzi sărbătorim și câțiva sfinți români. Ilie Iorest, un ierarh ortodox, cel care a avut legături cu mănăstirea Putna, adică a transformat Marea Mureșu și Bucovina într-o punte spirituală. Apoi Sava Brancovici, care a pătimit în închisoare datorită uniației din Ardeal și a murit întemnițat. Apoi avem pe Sfântul Mitropolit Simeon Ștefan, cel care a scris testamentul de la Bălgrad, doar vi amintesc așa ca idei. Și cel care a dat graiul limbii române, a fost prima carte scrisă în limba românească, adică în limba noastră maternă, pe partea Ardealului. Pe partea Munteniei am avut mai multe cărți prin Antimi Vireanu, prin Dosoftei, prin Veniamin Costache, prin Mitrofan de la Buzău și prin Tiparnița de la Neamț. Ce ar trebui să știți dumneavoastră modern sau concret este aceasta. Noi avem astăzi o ortodoxie discretă, de catifea, foarte ușoară, foarte relaxată, foarte liniștită, foarte pașnică. Postim când putem, ne închinăm cât putem, ne rugăm cât putem, ne străduim cât putem, muncim cât putem sau, dacă vreți, câteodată chiar cât vrem. Uneori nu vrem, uneori ni se pare că vrem, alteori ni se pare că am făcut prea mult și totuși Dumnezeu ne iubește. Noi trebuie să ne gândim la acești sfinți care, într-adevăr, au pătimit pentru ortodoxia noastră, cei care au trecut prin încercări grele ca noi să avem o ortodoxie liberă, mai ales biserica din Transilvania, sub Hortiști, a fost exagerat și de cumplit chinuită și să nu uităm lucrările necontestate și neacoperite de praful istoriei, mânia Mariei Tereza și a generalului Bucov, care a distrus tot ce era mănăstire din piatră cu tunurile și cu focul tot ce era din lemn. Apoi, cele 500 de ani de război cu otomanii, care au tot venit, au năvălit și au vrut să facă țările românii pașalâc și n-au putut datorită basarabilor și mușatinilor. Martirajul acesta pentru adevăr este un lucru care nu se înțelege în cuvinte obișnuite. Astăzi, dacă cineva ar insista asupra unei idei de mai atentă străduință asupra ortodoxiei, ar fi considerat fanatic, conservatorist, radicalist, limitat. Vedeți, noi acum suntem foarte îngăduitori cu toate, suntem foarte îngăduitori că n-am dat noi bani pe ele. Suntem foarte îngăduitori că n-am muncit noi pentru ele. Dar ia du-te la un țăran la țară care a avut o bucățică de pământ păstrat de la tata care a fost din război sau de la bunicul care a murit în război și spune că îi dai un euro pe metru să vezi cum se comportă sau cam cu ce vorbi ești din ograda lui. Ei, pe când noi ăștia care trăim doar la bloc cu o ranitidină, cu o cafea, cu un Facebook, cu o telenovelă, cu televizorul, dar ce sunt pământul, ce să fac cu el? Mă duc și-mi iau din supermarket. Deci tocmai modul ăsta de a trata lucrurile superficial arată că noi n-avem nicio treabă cu ceea ce înseamnă românism sau etos românesc. Eu v-am spus de multe ori că o palmă de pământ la țară este mai valabilă decât un sac de bani de aur, dar o să vă dați seama de-abia atunci când, va mai veni vreodată o vreme, când o să stăm în casă așa și o să nu putem merge la magazin după apă, dar minte după o bucată de pâine. Și atunci o să ziceți, băi, dar bine i-am zis atunci că e bun un sac de făină în cămară sau un sac de făină de porumb în cămară, să faci o mămăligă sau o turtă și să mănânci ca să trăiești. Că de somn nu se obosește nimeni, aș de sta degeaba, dar de foame, știți cum este, de foame, foamea dă de-a dreptul. Și oamenii, în momentul când ajung la primejdii și la încercare, devin fiare, se mănâncă unii pe alții. Deci noi nu putem glumi cu simțurile necontrolate ale firii și mai ales cu simțurile nedresate ale noastre prin rațiunea inteligentă a discernerii și mai ales cu simțurile neîndumnezeite prin credință. Unii spun că
Oamenii au devenit răi din cauza credinței. Spun că da, păi da, cu fanatismul ăsta religios, nu-i fanatism religios, noi n-avem nici formă abstractă de credință, nu fanatism religios. Că eu nu vreau să împărtășesc credința unui adventist, penticostal sau baptist sau un martor al lui Jehova, asta o fac din convingerea mea ideologică spirituală, dar asta nu înseamnă că eu îi dau omul în cap sau am ceva cu el. Faptul că eu nu vreau să mă împărtășesc la greco sau la romana catolică, nu vreau să mă duc la slujba protestanților, asta o fac din conservatorismul meu ortodox, dar nu că am ceva cu el. Ori fanatism religios înseamnă ceea ce vedem noi în unele locuri, când pentru o idee ideologică, bagă cuțitul în tine, stai capul cu sabia, pune o bombă, atentate, cum le spunem noi. Și aș vrea să înțelegeți că, în ciuda faptului că suntem ortodoxi și noi avem aceste porniri câteodată necontrolate și ne uităm exact, nu are rost să repet viața Sfântului Gheorghe, cum a pătimit Sfântul Gheorghe. Deci să omori un general de armată, pentru că nu vrea să ucidă creștini, să omori un general de armată pentru că nu ți împărtășești ideologia închinării la zeu Mitra și la Panteonul idolatru a romanilor și a grecilor, asta arată că oamenii sunt mai barbari decât credem. Și dacă vreți o altă formă de barbarie, asta nu ca să lovim sau să jicnim, la formele turbulente ale Inchiziției, când oamenii erau jupiți de vii, arși pe rug, decapitați, tăiați, torturați, întinși, rupți, trași pe roată. Încercați să vă aduceți aminte de martiriul lui Horea Cloșca și Crișan, care sunt martiri români, nu sunt trecuți în calendar, pentru că e mic calendarul și nu în cap, dar ei există. Încercați să vă aduceți aminte de martiriul lui Gheorghe Doja, da? Cel care a fost prins de austro-ungari și pus în imperiale austrieci și pus pe scaun de foc cu coroană încinsă de foc în cap și tăiat bucăți și pus în cârligi, cum tai porcul când îl pui la Crăciun. Deci acestea nu sunt atitudini animalice, acestea sunt atitudini criminale, inumane. Ori 300 de ani de creștinism, cam așa au fost. Pe când noi astăzi, dacă cineva ne atinge cu o vorbă, bă, ne-a supărat tot. Fai, știi ce mi-a zis? Stă-te mai încolo, ce te-ai pus în strana mea, dar cum ai drăznit să ia în afară? Ai mare trudă, trebuie scris o carte de viețile sfinților nesfinți. Vă spun lucrul ăsta pentru că în modul în care noi ne străduim nepăsător cu mântuirea, Dumnezeu nu vrea să lucreze mântuirea noastră pentru că ea nu are niște reperii sănătoase. Noi avem nevoie de o credință concretă, de o nădejde adevărată în Dumnezeu și de o dragoste care nu se explică în cuvinte. V-am spus la predicat ieri și nu mă repet. Credința adevărată trebuie să treacă fix prin minte, prin inimă și prin suflet. Dacă nu are această axă, este zero. De ce? Pentru că o inimă care nu se înfierbântă de Dumnezeu și nu se luminează de Dumnezeu, nu face un suflet fierbinte lui Dumnezeu. Deci nu poți să ardă în inima ta credința adevărată în Hristos și tu nu poți fi un credincios adevărat atâta timp cât, cum spune Mântuitorul, am venit să arunc foc și eu vreau să ardă. Și mi-am pregătit pentru astăzi o istorioară frumoasă care mi-a scăpat ieri la Sfântul Gheorghe și am uitat să vă spun. Sfântul Gheorghe iubește poporul simplu și de jos. Noi, în general, avem impresia că credința este ceva la un rang înalt, care, Doamne, cine știe cam ce sfânt poate ajunge sau ce sfânt poate atinge? Nu. Sfinții sunt vârfuri ale Duhului Sfânt și ale teologiei, iar creștinii sunt creștinii propriu-zis iubitori de Hristos, simpli și curați. Ioan Gură de Aur a spus, în poporul cel simplu, de la țară, găsești credința cea adevărată. Și spune că undeva prin Siria se făcea o biserică ortodoxă în numele Sfântului Gheorghe și pentru că zona respectivă n-avea piatră de bună calitate, oamenii s-au hotărât să cumpere câte un stâlp din ăsta mare de piatră pentru pus pridvoarele. Și o văd, v-a zis, vreau și eu să plătesc un stâlp. Și episcopul a spus, da, du-te în țara cu tare, uite, unii merge cu tare boier și ia și tu un stâlp. Îl pui cu el în corabie și-l aduci. Boierul s-a simțit lezat, cum adică o vădană săracă cu 5 copii să cumpiri ea un stâlp, și cum el. Și a spus, nu, eu îi cumpăr pe toți și ai mei o să stea chiar în fața bisericii. Tu chiar dacă ai să cumpiri un stâlp, și oricum n-ai bani, n-ai să-l cumpiri, o să-l pui în spatele bisericii.
Și s-a gândit el cum poate să o încurce pe ea ca să nu poată cumpăra stâlpul. Și a vorbit cu cel care vinde și a spus, spune că termin stâlpul cu 2 zile mai târziu de cioplit. Femeia a așteptat să-l cioplească, s-a dus la malul mării și a zis, bogatule, știu că mergi la biserica din Siria și stâlpul meu, nu că e greu și poate să scufundi corabia. Femeia s-a pus acolo pe stâlp și a început să plâng și a zis, Sfântul Gheorghe, dar chiar tu nu vrei să primești jertfa mea, tu cu ce te ocupi? Te rog să-mi rezolvi această problemă și să nu mă lași rușunată în fața unui om putre de bani și de obrăznicie. Adică ce, dacă el are bani, cine e? Și apare așa un tânăr frumos, că l-are pe cal și întreabă, de ce ești supărată? Păi de ce să fiu supărată? Să faci o biserică lui Sfântul Gheorghe în Siria și am vrut și eu să plătesc un stâlp. Și n-am putut pentru că bogatul m-a întârziat cu 2 zile la cioplit și acum nu vrea să-mi ia în corabie ca să-l duc la biserică. Nu-i nimic, arată-mi unde e stâlpul tău. A luat cu degetul, el era Sfântul Gheorghe, nu știa cine vorbește, și a scris așa, stâlpul acestei văduve să pune la altar primul în față, că așa poruncește Sfântul Gheorghe, ocrotitor acestei biserici. Și trage o semnătură. Ei spune, ia de captul stâlpului și eu de aici. L-a dus până marginea mării, stâlpul era ușor ca o pană. Și a spus, unii trebuie să ajungă? Păi în localitatea cu tare în Siria. Pleacă și să ajungi la malul celălalt. Și stâlpul a luat-o pe mare, așa cum ar înnota un pește și a plecat. Și eu spus, văduvei, tu întoarci-te acasă, că zice, stâlpul ajunge înaintea ta la biserică. Când ajunge peste 2 sau 3 zile, cu altă corabie, stâlpul era deja în port pe malul mării. Toată lumea citea inscripția aia și nu știa ce cu ea, cine a putut să scrie atât de frumos în piatră. Deci direct în materialul de piatră. Femeia se duce la episcop și îi spune, uite, zice, cu darul lui Dumnezeu am reușit să scriu stâlp, să aduc stâlpul, dar este ceva scris pe el chiar de Sfântul Gheorghe. Tu, care ești om cu carte, ai să citești, eu nu știu ce scrie. Și, într-adevăr, episcopul a zis, dar dacă e o făcătură? Nu știu, eu îți spun ce s-a întâmplat, mai departe nu-i treaba mea. Și în clipa când a ajuns bogatul cu stâlpii lui, corabia numai nu vrea să se apropie de țărm. Tot stătea la o mică distanță de țărm. De acum era problema că trebuia pus primul stâlp, pentru că trebuia să meargă mai departe cu cupola, și o zis, domnule, măcar primul stâlp aduceți-l, ca să putem să nu oprim lucrările. Au venit și au luat meșteri stâlpul cealaltă, l-au pus acolo și se potrivea acolo, era atât de măsurat, de parcă ar fi fost gândit de un mare meșter, exact acolo e locul lui. Și când au pus stâlpul, în așa fel s-au așezat, ca acea scriere să fie văzută din altar, cum stăm noi la amvon, deci la primul stâlp exact scria pe el. Acesta este stâlpul lui Sfântul Gheorghe, pus în această biserică, primul altar din binecuvântarea lui și semnătura lui Sfântul Gheorghe. Deci, cam așa lucrează Dumnezeu dacă ai puțină credință. Dar cum noi avem credință foarte multă, s-ar putea să-i cumpărăm lui Sfântul Gheorghe 100 de stâlpi și el să nu semnează pe niciunul. De ce? Pentru că noi nu ne putem curăți de cele 3 mari păcate creștinești. Mândria, care l-a scoborât pe Adam din rai și s-a chinuit Hristos să-l sui înapoi, dar degeaba că el tot în mândrie stă, nu vrea să stea în smerenie. Răutatea, care Dumnezeu e bunătate, și pisma, ura, invidia, care sunt păcate de moarte, iar noi le cultivăm la rangul cel mai înalt. Nu putem fi buni, nu putem fi înțelegători, nu putem fi iertători, pentru că mândria nu ne lasă, dar de ce să iert eu, dar de ce să-mi cer eu primul scuze, dar de ce să fie la înaintea mea, dar de ce să fie la mai nu știu cum ca mine. Ei, și pentru acest lucru s-ar putea, cum spune Mântuitorul Iisus Hristos, și ne iartă nouă greșalile noastre, tot așa cum le-am iertat noi greșiților noastre. Și cum nu prea am iertat, nu vom fi nici iertați. Nu vă mai obosesc, amin. Să rămână